Atmosferă de sărbătoare în orașul Rezina, locuitorii, dar și oaspeții au marcat hramul localității prin concerte, expoziții și alte manifestări cultural-artistice. Spre exemplu, cei mai iscusiți meșteri populari din raion și-au expus lucrările, fiind apreciate pe măsură. De ziua orașului am fost apreciată de conducătorii orașului, de primar, de președinta orașului și deci, iată, mi-au înmânat o diplomă și m-au felicitat cu această zi. Pentru lucrurile manuale care am lucrat tot anul, de la hram până iară la hram. Am făcut pregătiri chiar asta anul ăsta, aceasta de anul acesta, asta. Sunt pregătite pentru copii, e ca soțului, fiorului, la ismic. La toți am pregătit pentru sărbătoarea de astăzi. De hramul orașului Rezina, administrația publică locală și raională a depus flori la piatra de temelie a localității. Astăzi, tradițional, sărbătorim hramul orașului Rezina, acoperimântul Maicii Domnului și vreau să, prin intermediul televiziunii regionale Elita, să-mi felicit concetățenii din teritoriul administrat, din orașul Rezina. Vreau să le doresc să fie sănătoși, să le fie cei dragi, cei scumpi, toți oaspeții care îi vor avea astăzi, să le fie sănătoși. Dumnezeu ne-a dat un hram a orașului într-o perioadă a anului foarte frumoasă, toamna, mijloc de toamnă, când deja constatăm că avem roadă îmbelșugată, hambarele pline, mesele pline și avem și un eveniment bine organizat, va fi un concert foarte frumos, avem sponsori care ne ajută ca să organizăm evenimentul respectiv și vreau să-mi îndemn locuitorii orașului să vină la concertul din seara de 14 octombrie și le doresc la toți multă voie bună. Mult soare, cum avem astăzi, soare în suflet, în casă, pace în suflete și să avem grijă de orașul nostru. Evident că astăzi pentru toți creștinii ortodoxi este o sărbătoare religioasă de maximă importanță. Acoperimântul Maicii Domnului este o sărbătoare când fiecare din noi ne dorim cu adevărat ca în primul rând să avem liniște sufletească, să îi avem pe cei dragi alături și nu în ultimul rând astăzi este o sărbătoare pentru raionul Rezina, dat fiind faptul că avem hramuri în mai multe localități, inclusiv și în orașul Rezina. Deci eu astăzi mă bucur pentru tot ceea ce am reușit să organizăm atât în oraș cât și în localitățile Tarasova, Păpăuț, Cinișăuț și evident că și în orașul Rezina, o bună dispoziție cu expoziții, depuneri de flori și evident un concert cu artiști autohtoni care sunt pentru prima dată la Rezina și ne-am dorit ca să facem bună dispoziție prin aceste evenimente pe care le-am planificat astăzi. Nu-mi rămâne decât astăzi să le urez tuturor rezinenilor și oaspeților raionului nostru bună dispoziție, să le urez liniște sufletească, gânduri bune și evident o sărbătoare frumoasă. Hramul orașului Rezina a continuat cu un spectacol de sărbătoare susținut de interpreți autohtoni și cu lansarea focurilor de artificii.